să se calculeze limită când x tinde la 0 din logarit natural din 1 plus x la 2018 minus logarit natural la puterea 2018 din 1 plus x totul supra x la 2019. Acum, uitați să trebuie. Când x-ul tinde la 0, logarit din 1 face 0, logarit din 1 face 0 pe 0. Deci este 0 pe 0, caz de nedeterminare. Pe de altă parte, noi știm că limită din logarit din 1 plus o funcție u pe u când u tinde la 0, ăsta este 1. Cum se demonstrează asta cu L'Hôpital? Că vine ăsta derivat care dă 1 pe 1 plus u pe u derivat care e 1. Dacă bine, dacă ai avea și unul derivat, vine ori u derivat. Da? Dacă se simplifică, ăsta dă 1. Da? Și atunci, uitați ce se întâmplă. Limita noastră putem să o scriem așa. Limită din logarit natural din 1 plus x la 2018 împart prin x la 2018 și înmulțesc cu x la 2018 minus. Aici o să scriu logarit din 1 plus x pe x la 2018 ori la 2018 aici, ori x la 2018, da? Supra x la 2019. Simplific ăștia, da? Dau un factor și rămâne limită când x de la 0 din logarit din 1 plus x la 2018 pe x la 2018 minus logarit din 1 plus x pe x totul la 2018 supra x. Da? Și acum uitați ce se întâmplă. Hai să considerăm funcția f de x egală cu logarit natural din 1 plus x pe x. Da? Minunea aceasta. Bun. Observați că în continuare ăsta tinde la 0, ăsta tinde la 0, ăsta tinde la 0. Da? Aș vrea să aplic L'Hôpital. Pe pentru asta hai să facem f derivat. F derivat înseamnă cine? Logarit din 1 plus x derivat face 1 plus x ori x minus logarit din 1 plus x ori x derivat care e 1 supra x pătrat. Da? Care atunci când x-ul, pe mine mă va interesa cine? Vedeți, cu notația asta f de x, asta de aici rămâne limită când x de la 0 din cine? Din f de x la 2018, nu? Că în loc de x am pus x la 2, minus f de x la puterea 2018 pe x, da? Și atunci, vreau să fac derivata asta de aici. Observați că f derivat în 0 este cine la mine? 0 minus 0, 0 pe 0. Deci este în continuare 0 pe 0. Da? Dacă facem f derivat de 2 ori de x, o să o derivez de aici. Da? Vine, x derivat e 1 ori 1 plus x minus x nederivat ori 1 plus x derivat care e x pe 1 plus x pătrat. Atenție, nu le aduc la același numitor pentru că atunci n-a scăpat de logaritmul. Ar veni 1 plus x ori logarit, da? Minus logaritmul derivat 1 pe 1 plus x supra 2x. Amplificăm cu 1 plus x. X-ul cu x-ul se duc. Ce rămâne? 1 minus 1 minus x pe 1 plus x la pătrat pe 2x. Ăștia se reduc și rămâne minus x pe 2x pe lângă 1 plus x la pătrat. Ăștia se duc și rămâne minus 1 supra 2 pe lângă 1 plus x la pătrat. Se observă de aici că f derivat de 2 ori în 0 este cine? Este minus 1 pe 2. Da? Bun. Și atunci revenind la limita noastră, obținem limita când x de la 0 din ăsta derivat, care înseamnă cine? F derivat în x la 2018 ori 2018 x la 2017 minus ăsta derivat, care înseamnă 2018 f de x la 2017 ori f derivat de x. Da? Supra 1, că x derivat este 1. Da? Bun. Și acum, nici nu mai aveam nevoie de minunea aia, stați puțin să vedem. Că f derivat în 0 era 0 pe 0, așa.
Bun, deci eu aș vrea acum să-i dau lui x valoarea 2000, valoarea 0. Observați că f derivat de 0 este 0. Și atunci, când vom face... A, nu, era f derivat, scuze, aici era... aplicase în L'Hôpital, nu era f derivat de 2 ori de x, da? Deci ăsta de aici era... cum să scriu... era f derivat în 0, scuze, f derivat în 0, da? Care era limită când x tinde la 0 din asta, da? Și am aplicat L'Hôpital, m-am grăbit eu să spun, da? Deci asta înseamnă că f derivat în 0, aici, era minus 1 pe 2. Da? Repet, pentru că am făcut asta derivată supra asta derivată și mi-a dat minus 1 pe 2. Deci revenim și zicem așa. Păi pentru și acum f derivat în 0 este 0, ăsta este minus 1 pe 2, ăsta e 0, deci rămâne cât? Minus 2018 ori f de 0 la 2017 ori f derivat în 0 pe 1. Ori asta înseamnă minus 2018 f de 0. Atenție, f de 0 era cine a fost f ăsta de aici. Știm că ăsta f de 0 este 1, tindea la 1, da? Deci ori 1 ori minus 1 pe 2. Ăștia se simplifică și rămâne 1009. Da? 1009, răspuns corect D.